Cine dorește să spargă gheața de la masa juriului? Păi ce să mai sparg? S-au spart paharele, s-au spart... S-a spart casca aici, tot. S-au spart toate cele când a cântat Miruna. Miruna, tu-ți dai seama, uite-te la noi cât de mici îți părem probabil ție, noi ăștia din juriu, față de talentul tău uriaș. Adică ce ar trebui să mai spunem noi după ce am ascultat o voce dumnezeiască, un copil curat și cu minte și pasionat de muzica aceasta clasică? Ești un fenomen, bravo! Mulțumesc! Să știi că maestru se ridică foarte rar în picioare la sfârșitul unui moment. Apreciez. Se merg cu Nana Muscurie, eu care am prins-o. Ce dracu să zic, trebuie să zic ceva nasol. Nu-mi place treaba asta în limba germană, ca să știi. Deci, până aici, mă opresc. Ai văzut și Mozart era genial, dar era Salieri care zicea, pă dracu, ești nasol, când-s fals, ești, poți să zic, tu știi că ești bună? Dar nu știi că ești foarte bună. Faci și asta. Nimic nu te poate opri. Mergi în etapa următoare cu 4 de da, Miruna. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Bună seara.